seara, sunt Lucia Ardelean și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Moș Crăciun a vizitat săptămâna aceasta grădinițele din oraș. Emoțiile copiilor înscriși la grădinița cu program prelungit maghiară de pe strada Nufărului au fost depășite de emoțiile părinților și bunicilor. Elevii de generală au vizitat săptămâna aceasta secția contagioase a Spitalului Orășenesc S. Nicolaul Mare. Tinerii, deși au poposit doar pentru câteva minute, au adus bucurie în sufletele celor ce își vor petrece sărbătorile în spital. Părinți și bunici, atenție la jucăriile care le cumpărați pentru desaga lui Moș Crăciun. Anual, copiii de vârste mici și mijlocii ajung în spitale deoarece înghit componente ale acestora. Sărbătorile care încet, dar sigur, bat la ușă, aduc bucurie în sufletele copiilor, părinților și bunicilor. Duminică 15 decembrie, începând cu ora 16, în Biserica Ortodoxă din S. Nicolaul Mare, lidurile și colindele au răsunat lin prin vocile coriștilor ce au vrut să împartă bucuria Crăciunului și cu cei prezenți. Evenimentul a fost posibil datorită unei bune colaborări între profesori de religie din cadrul generalei numărul 2 Nestor Oprean, generalei numărul 1 Teodor Bucurescu și Biserica Ortodoxă Română. Cerul și pământul, cerul și pământul te răsună, îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Bucuria sărbătorilor și a nașterii Mântuitorului a răsunat cald și prietenesc în Biserica Ortodoxă Română. Sărbătoarea e ceva minunat și o așteptăm cu drag și cu sufletul deschis, împreună cu copiii. Pregătim, să zicem, concertele de colinde, poezii, rugăciuni. Însă, cel mai important la sărbătoarea nașterii Domnului, o întâmpinăm prin acele colinde, prin acea veste mare, minunată, că Domnul nostru Iisus Hristos se naște în Ieslea cea săracă, odinioară. Sărbătorile ce bat la ușă aduc bucurie în sufletele tuturor. Concertul de colinde a fost, să zicem, un preambul la ceea ce va urma pentru sărbătorile de iarnă și, în principal, despre Crăciun, care se vorbește: astăzi s-a născut Hristos, o veste minunată, nașterea Domnului, pruncul Iisus. Cel mai mare dar din lumea aceasta este un copil și darul nostru pentru noi este pruncul Iisus născut în Ieslea din Betleem. Profesoara de religie din cadrul generalei numărul 2, Nestor Oprean, nu se oprește doar la a pregăti un concert cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aceasta, pe parcursul întregului an, organizează diferite acțiuni în care sunt implicați direct elevii. În secția de contagioase a Spitalului Orășenesc Nicolaul Mare au avut parte marți după amiaza de o zi specială. Și asta pentru că, deși sunt imobilizați la pat, pacienții s-au putut bucura de frumoasele colinde ce se cântă în această perioadă a bucuriei. Elevii ai școlilor generale numărul 1 Teodor Bucurescu și școlii generale numărul 2 Nestor Oprean, îndrumați de profesori de religie, au adus pentru câteva minute zâmbetele pe chipurile celor internați. Fericiți de colindă au fost bolnavii internați în această secție și tinerii care nu se află la prima experiență de acest gen. Astăzi am venit la spital să fim alături de cei bătrâni. Credeți că le-a făcut o bucurie bătrânilor azi? Da, o bucurie foarte mare. Am venit să colindăm bătrânilor, să îi facem pe față un zâmbet. Să le facem să fie mai zâmbereți, să nu se gândească la bolile lor și să fie mai sănătoși. Să bucurăm bătrânii, să le cântăm. Crezi că i-ai bucurat astăzi?
Da. Să vedem bătrânii, să le facem o bucurie. Vizita elevilor la secția de contagioase a fost posibilă doar datorită implicării profesorilor de religie. Bătrânii cred că s-au bucurat pentru că a venit cineva să-i vadă, a venit cineva să fie alături de ei și ei știu că nu sunt singuri și măcar în această perioadă a sărbătorilor, cred că noi avem așa sufletul împăcat și o bucurie că am venit la ei aici împreună să fim, să ne petrecem măcar câteva clipe, să ne aducem aminte că sunt singuri și au nevoie și ei de o mângâiere. Am mai fost și în anii trecuți și mi-aș dori foarte mult să continuăm această experiență și acest lucru să venim, pentru că e o bucurie și pentru copiii mei și pentru bătrâni, e o bucurie pentru acești oameni care acum au ajuns să fie singuri și măcar așa, un pic de alinare. Și anul acesta elevii nu au fost prezenți cu mâinile goale. Cadourile pregătite cu ocazia sărbătorilor de iarnă au fost oferite din partea restaurantului Malvina din Nicolaul Mare. Răsunetul colindelor și vizita elevilor pentru câteva clipe a schimbat atmosfera din spital, chiar și salariații unității medicale, întrerupând activitatea pentru a se bucura împreună cu bolnavii de spiritul Crăciunului. Grădinițele din oraș săptămâna aceasta au fost vizitate de Moș Crăciun. Emoțiile celor mici și de asemenea ale educatoarelor, părinților, bunicilor au fost la maxim. Micuții care mai de care l-au întâmpinat pe moșul cu barba sură. Lacrimile nu au lipsit nici de această dată, însă cadourile primite de la moșul au readus liniștea și zâmbetul pe buzele micuților în următoarele minute. Emoții și pregătiri minuțioase au avut loc în grădinițele din oraș. Educatoarele s-au întrecut în a pune în scenă mini-spectacole spre mulțumirea și deliciul părinților, bunicilor și, bineînțeles, a lui Moș Crăciun. Anul acesta, preșcolarii și școlarii vor intra în vacanța de iarnă începând cu data de 21 decembrie și vor reveni cu forțe noi în centrele de învățământ anul următor, pe data de 6 ianuarie. Cum bine ne-am obișnuit, an de an, primăria orașului împreună cu Consiliul Local organizează în preajma sărbătorilor de iarnă un spectacol urmat de cadouri din partea lui Moș Crăciun. Anul acesta, vizita moșului a fost marcată joi 19 decembrie, începând cu ora 12. Prinți și prințese au adus cu sine și o surpriză. Evenimentul a început cu un spectacol de iluzionism și animale exotice. Anul acesta, Moș Crăciun a poposit și la sala de sport Ioan Morar din Nicolaul Mare. Ca de obicei, el vine întotdeauna însoțit și plin de daruri. Astăzi, începând cu ora 12, ne vom întâlni cu copiii de la școlile, de la clasele 1-4, din toate școlile din oraș, iar de la ora 16 ne vom întâlni cu copiii de la grădiniță pentru tradiționala întâlnire a lor de Crăciun. Ce pot să vă spun despre program? Programul va fi destul de încărcat. Eu împreună cu Organizația de Tineret Pedeles Nicolau Mare am început cel puțin în urmă cu o lună câteva repetiții. Vom organiza mici surprize pentru ei, concursuri, scenete, vom cânta, vom dansa împreună. Deschiderea oficială a fost făcută de primarul Dănuț Groza, care a ținut să fie alături de copiii prezenți. Am încercat în acest an să ducem un spectacol în fața celor mici și cei de la grădiniță și cei de la școală, o idee în care le vom aduce o bucurie în suflet și vom avea toată viața o amintire frumoasă. Știu că
dintre cei care sunteți în tribune, mai ales bunicii, dar poate chiar și unul dintre părinți, atunci când am fost ca ei, nu am avut această posibilitate să vedem astfel de spectacole. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul întregii zile. Începând cu ora 12, în sala de sport Ioan Morar au fost prezente toate clasele de elevi 1-4 ale școlilor generale din oraș, iar începând cu ora 16 a fost rândul preșcolarilor vădit emoționați. Pentru că au fost cuminți, milioane de copii din întreaga lume așteaptă să primească jucăriile mult dorite de la moșul cu barbă albă în noaptea de Crăciun. Păpuși, mașini, Lego și roboți, toate bucură inimile celor mici, dar în același timp îi pot și răni. Fie că au părți care se pot dezmembra ușor, fie că au în componență substanțe iritante, unele jucării pot pune în pericol viața copilului dumneavoastră. Febra cumpărăturilor a început deja. Părinții spun că sunt atenți la ceea ce se cumpără. Credeți că ați cumpărat jucării adecvate copiilor anul acesta? Da, la 3 ani jumate zic că da. Îi place să facă deja puzzle-uri și creionul fermecat și... Credeți că sunt toate jucăriile adecvate copiilor? Păi sunt multe care sunt periculoase, nu? Care au da. Să rupe și plastic și de toate. Deși atenți la ceea ce cumpără, anual spitalele sunt asaltate de incidente cauzate de jucăriile venite de la Moș Crăciun, care nu sunt corespunzătoare vârstei. În perioada sărbătorilor este bine de reținut faptul că jucăriile pot avea și efecte nocive în lipsa unei supravegheri atente din partea părinților și bunicilor. Există jucării ale căror componente pot fi înghițite de copii, dar și aspirate în căile respiratorii, fapt ce are urmări grave. Dacă se constată acest lucru, părinții și bunicii trebuie să se prezinte în cel mai scurt timp obligatoriu la spital, a declarat Mihaela Lungu, medic primar pediatru Spitalul Orășenesc Nicolaul Mare pentru STV. Toate jucăriile trebuie însoțite de o etichetă de produs. Eticheta trebuie să fie în limba română, să conțină principalele elemente de informare, denumirea produsului, importatorul, producătorul, precum și adresa acestuia. Bugetarii vor avea 3 zile libere suplimentare de sărbători, respectiv 27 decembrie 2013, 31 decembrie 2013 și 3 ianuarie 2014, acestea urmând să fie recuperate ulterior în anul ce va urma. În luna noiembrie, premierul a anunțat că bugetarii vor primi în acest an unele zile libere, deoarece cu primele se stă mai prost. Primăria orașului Nicolaul Mare își va înceta activitatea începând cu data de 21 decembrie 2013 și își va relua activitatea începând cu data de 6 ianuarie 2014. În anul 2014, dintr-un total de 12 zile libere declarate prin lege, sunt 9 zile care pică în cursul săptămânii și 3 zile care pică în weekend. Calea lui Traian, una din străzile cele mai importante din oraș, este și ea de câteva săptămâni în șantier. Aici se lucrează în paralel la canalizare și rețeaua de apă. Circulația nu este deloc îngreunată datorită lucrărilor, acestea se fac pe părțile laterale șoselei. Proiectul de reabilitare a rețelelor de apă și canal cuprinde și strada Calea lui Traian, una din străzile cele mai importante din oraș. Aceasta unește centrul orașului cu zona Balta lui Buciuman și totodată este principalul acces spre Vama Cenad. Pe strada Calea lui Traian se execută lucrări de extindere a rețelei de canalizare și de reabilitare a conductei de apă, deoarece zona dintre drum și trotuar este destul de îngustă, iar în zona respectivă sunt și alte utilități. S-a ajuns la un acord comun între firma care bagă apa și firma care bagă canalizarea, ca cele două rețele să fie executate una peste cealaltă. Deci vine canalul undeva la 4 metri și deasupra vine rețeaua de apă. Lucrările au ajuns aproape de intersecția cu Decebal, vor fi conservate, zona va fi readusă la starea inițială, urmând ca din 2014, din primăvară, să se ia lucrările. Mai sunt 4 străzi pe care le cunosc eu, care sunt de pământ în Nicolau Mare. În luna decembrie au fost pietruite străzile Deva și Orăștie. Lucrări executate din bugetul local. Mai sunt câteva străduțe foarte mici, exemplu strada Ciobanilor, unde
vom intra anul viitor. Cetățenii sunt receptivi și acceptă situația creată, fiind convinși că în cel mai scurt timp șantierul se va muta. Dacă o să se facă o lucrare ca lumea cum trebuie, o să arate foarte frumos. Când o fi gata, atunci o să vedem. Cred că o să arate bine. Deși iarna și-a intrat în dreptul și sărbătorile bat la ușă, muncitorii își continuă activitatea. Lucrările de reabilitare a străzilor pietruite continuă. Primăria orașului își propune ca până la sfârșitul anului, care bate deja la ușă, toate străzile mărginașe din oraș să fie pietruite, urmând ca pe viitor să primească îmbunătățiri. Se lucrează la drumurile din Puz, fiind vizate străzile Oravița și Deva. Odată cu începerea anului 2013, primăria orașului a demarat și proiectul de extindere a drumurilor pietruite. Aici s-a lucrat constant în toate zonele orașului, iar proiectul nu se încheie decât când toate străzile mărginașe vor fi pietruite. Mai există un număr foarte mic de străzi, mai sunt 4 străzi pe care le cunosc eu, care sunt de pământ în Nicolae Mare. În luna decembrie au fost pietruite străzile Deva și Orăștie, lucrări executate din bugetul local. Mai sunt câteva străduțe foarte mici, exemplu strada Ciobanilor, unde vom intra anul viitor. Proiectele de reamenajare și reabilitare a drumurilor pietruite se desfășoară conform planului, iar până la sfârșitul anului, care bate deja la ușă, toate străzile încadrate la acest gen vor fi pregătite spre a întâmpina iarna. Urmează știrile din sport. Weekendul trecut, 14 și 15 decembrie, a fost dedicat fotbalului sâmiclăușan și antrenorului Gheorghe Biaș, plecat de prea mulți ani dintre noi. Competițiile dedicate post-mortem lui Gheorghe Biaș s-au desfășurat în sala de sport Ioan Morar. Turneul a început sâmbătă, 14 decembrie, încă de la orele dimineții, iar iubitorii sportului cu mingea rotundă s-au putut delecta cu meciuri demonstrative pe diferite categorii de vârstă. Gheorghe Biaș s-a născut la 3 octombrie 1929 în comuna Pesa și a dedicat activitatea stimulării tinerelor generații pentru a practica sportul prin munca sa de antrenor la Centrul de Copii și Juniori din Nicolaul Mare, formând talente fotbalistice, printre care putem enumera și pe Sabrin Spurlea, jucător la SC Vaslui. Școala elementară a urmat-o la Timișoara, după care a devenit elev al liceului Piarist și apoi al liceului C de Loga. Gheorghe Biaș a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității din Timișoara și București. După absolvire, în anul 1944, s-a stabilit la Nicolaul Mare și a activat ca profesor la liceul teoretic secția atletism, precum și școala agricolă din oraș. În 1955 s-a căsătorit cu Marta Vasilcin, devenind tată al unui fiu. Gheorghe Biaș a transmis pasiunea sa pentru fotbal din rolul de antrenor al echipei divizionare Unirea Nicolaul Mare multor tineri iubitori ai acestui sport. Au participat 24 de echipe și întreg turneul s-a desfășurat într-o ambianță foarte plăcută și propice competiției. Sâmbătă au concurat copii născuți în anul 1999-2000 și respectiv 2001-2002. Și duminică copii născuți în anul 2003-2004 și 2005-2006. Am fost prezenți cu 6 echipe. La grupa 99-2000 am avut 2 echipe având foarte mulți jucători. Am căzut de acord să facem 2 echipe să joace toată lumea. Și am obținut locul 1 și locul 3. De asemenea, premiul special Ciui Raul, golgheterul competiției, și Coroban Dragu, cel mai bun portar. La grupa 2001-2002 am obținut locul 6. Domn profesor a avut o surpriză neplăcută. În 5-6 jucători care erau titulari, nemai ajungând la competiție, având diferite probleme. Și în cele din urmă, lucrul ăsta a fost vizibil. La grupa 2003-2004 am obținut și acolo locul 1. Premiul special Pârlăgeanu Alex, golgheterul competiției, iar la grupa 2005-2006 am obținut locul 1 și locul 4, având și acolo 2 echipe, mulți participanți. Țin să felicit în special copiii pentru implicarea la turneu, antrenorii și, nu în ultimul rând,
publicul, adică părinții, bunicii, mătușile, prietenii care au fost în număr foarte mare. Actualmente, antrenor al echipei de fotbal seniori, Unirea Sinicolaul Mare, Nicolae Căprărescu, își amintește cu plăcere de perioada când Gheorghe Biaș îi era antrenor. Mi-aduc aminte de domn profesor Gheorghe Biaș, cu mare plăcere. A fost antrenor acum foarte mulți ani, încerc să-mi amintesc, cred că prin 91-92, da, foarte mulți ani. Și țin minte că în acea perioadă echipa nu mergea prea grozav, a fost schimbat un vechiul antrenor, nu mi-aduc acum aminte cine, și știu că a venit domn profesor și a venit cu o chestie nouă. Noi eram din mai multe părți, a încercat să umble puțin așa la sentimentul nostru, ne-a omogenizat un pic, am făcut și câteva chefuri împreună cu el și se pare că asta au dat rezultate, că într-un final am reușit să ne salvăm de la retrogradare și am avut, pot să spun, și un retur de excepție. Deci ce pot să spun despre domn profesor decât lucruri de bine și că am avut multe de învățat de la dânsul, mai ales meseria asta de antrenor. Intrarea la acest turneu a fost liberă, iar tribunele pe parcursul celor două zile au fost arhipline de suporteri și părinți. Cel de-al treilea turneu al secției H din cadrul campionatului național de junior 3, disputat weekendul trecut în sala Banu Sport cu participarea a 6 cluburi din zonă, dintre care 3 din Timișoara, a adus bucurie clubului Unirea Sinicolaul Mare. Juniorii 3 au reușit să conducă încă din prima zi a turneului și astfel să se claseze pe primul loc după 3 zile de competiții. Organizatorii acestui turneu au fost Școala Generală numărul 7 din Calea Lipovei. Juniorii 3 de la Unirea Sinicolaul Mare, învingători pe linie la acest turneu, se întorc acasă cu planuri mari pentru următoarele turnee ce vor avea loc începând cu anul 2014. Un turneu reușit din toate punctele de vedere. Am câștigat toate meciurile, o diferență destul de mare de goluri și puține goluri primite. Băieții sunt mobilizați, toate că au jucat într-o sală care n-a fost încălzită, pe un frig mai gata ca afară. Băieții chiar au fost extraordinari. Au avut atitudine, tot voință, totul au avut. Deci merită felicitați pentru turneul acesta. Să sperăm că în continuare sunt la fel de motivat și cu rezultatul de la turneul acesta suntem ca și calificați la semifinală. Prin această cale vreau să mulțumesc domnului antrenor Foros Ciprian pentru munca depusă la cele două turnee, cea de la Sinicolau și cea de la Timișoara. O muncă destul de grea, după primul turneu când a avut eșecuri aproape pe linie. Acum am muncit foarte mult cu băieții ca să ajungă la aceste rezultate. În urma celor trei turnee desfășurate până acum, în cadrul seriei H din Campionatul Național de Junior 3, Unirea Sinicolaul Mare se clasează pe locul 2, urmată fiind de CSS Lugo și Generala numărul 7. Toate secțiile Clubului Sportiv Unirea Sinicolaul Mare s-au adunat miercuri seara în sala de sport Ioan Morar pentru a trece în revistă pe cei mai buni și competițiile care au adus rezultate remarcabile orașului de pe Aranca. Astfel, antrenorii secțiilor din cadrul clubului au adunat toți sportivii ce activează sub culorile alb-albastre și împreună cu conducerea clubului și prezența primarului Dănuț Groza au împărțit cadouri în semn de recunoștință pentru eforturile depuse în decursul anului 2013. Pregătirile au început încă de la orele dimineții, când în sala de sport Ioan Morar s-au adunat sportivi pentru a pregăti cadourile. Evenimentul s-a desfășurat începând cu ora 16:30, unde sala arhiplină cu sportivi, profesori și părinți a vuit de veselie. Bine!
Clubul sportiv Unirea Nicolaul Mare cuprinde mai multe secții de sport: box, karate, tenis de câmp, tenis de masă, handbal, fotbal și șah. Deși anul competițional a început mai greu pentru unele secții sportive, totuși rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Vreau încă o dată să mulțumesc în numele meu, în numele Consiliului Local, tuturor acestor copii minunați, acestor sportivi, care, așa cum am spus, pe parcursul anului 2013, ne-a reprezentat sau au reprezentat Nicolaul Mare peste tot, atât în țară, și am înțeles că au fost și câteva competiții în străinătate. Vă felicit pe toți și vă rog din suflet, cei din tribună de data asta, să-i aplaudați pe copii, împreună cu antrenori, împreună cu profesorii pe care i-au, împreună cu președintele clubului sportiv, împreună cu tot aparatul tehnic de la stadion și de la sala de sport, care au fost alături de noi, de clubul sportiv, în acest an. Secția de handbal, în urma modificărilor suferite la început de an, se mândrește cu rezultate remarcabile. Anul 2013 a fost unul cu multe schimbări la care am asistat. Echipa de Liga 2 a fost retrogradată din motive financiare, iar echipele de juniori, deci, au dus ștacheta destul de sus. Felicitări! De asemenea, secția de fotbal a adus rezultate nesperate. Eu zic că, așa cum am plecat și cu toate problemele care le-am avut, probleme legate de lot doar, că în rest lucrurile au stat ok, am reușit până la urmă să terminăm, eu spun, peste așteptări. Uneori și chiar discutam cu Flavius, președintele nostru, că am reușit, poate ne-am motivat peste măsură și noi, și băieții, și am reușit să terminăm pe un loc pe care nici noi nu visam la începutul turului. În ceea ce privește fotbalul sân miclăușean, anul 2014 se pare a fi o provocare. Acum e clar că am vrea mai mult, că așa suntem noi croiți. Am vrea acum, în perioada asta de sărbători, să reușim să luăm legătura cu câțiva jucători, băieți de caracter, să reușim să aducem și ceva experiență pe lângă tinerețea care am adus-o în turul campionatului, să aducem câțiva băieți cu experiență și, de ce nu, să reușim să ne clasăm la finalul returului, la finalul campionatului, pe un loc mult mai bun. Eu zic că este posibil, formăm un grup unit, un grup compact, un grup omogen, cu, așa cum spuneam, cu băieți de caracter, și toate astea sunt posibile, sunt de realizat. Clubul Unirea Nicolaul Mare, de mai bine de câteva luni, are un nou președinte. Flaviu Sitaru, deși la început de drum, își propune să ridice standardele competiționale. La început a fost greu, însă pe parcurs am acumulat experiență și mi-am dat seama că nu este chiar un lucru foarte dificil. Spune-mi ce planuri pentru 2014, pentru că tocmai se termină 2013, cu ce gânduri intrăm în noul an? Primul gând este să atragem cât mai multă lume spre sport. Asta e cel mai important lucru și apoi mai vedem ce o să facem. Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun doresc să urez copiilor, antrenorilor, întregului staff tehnic și părinților sărbători fericite și un an nou fericit. Sportul în Nicolaul Mare a fost și va rămâne o pagină importantă pentru oraș. Înființarea de noi secții în cadrul clubului a fost binevenită, dovadă fiind și numărul copiilor, de aproape 400, ce activează sub culorile alb-albastre. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni anunță vreme cu temperaturi ce vor oscila între 2 și 4 grade ziua. Cerul va fi parțial noros, iar nopțile minimele vor oscila între minus 3 și 0 grade. Spre mijlocul săptămânii, temperaturile de peste zi vor crește considerabil, maximele ajungând chiar până la 9 grade Celsius.
Nopțile nu vor mai fi friguroase, minimele ajungând până la 0 grade. Sfârșitul săptămânii viitoare anunță vreme frumoasă cu cer parțial noros, precipitațiile nu își vor face apariția, iar temperaturile de peste zi nu vor coborî sub 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. Echipa STV vă urează un Crăciun fericit alături de familie și de cei dragi. La revedere!